Să pui tinerii la o la altă este o formă de apostolat. O biserică ce nu mai face apostol este o biserică care pierde din puterea ei de emisie. În fond, eu am văzut ce s-a întâmplat după Baia Mare, am văzut ce s-a întâmplat după Cluj, am văzut ce s-a întâmplat după București. Au crescut numărul de prieteni pe Facebook, comunicarea pe teme bisericești între ei și am văzut pe tineri cum reacționează cu mult mai multă luciditate. De exemplu, la Ito de la București, dinspre Sibiu, au plecat și doi copii care nu erau de confesiune ortodoxă. Nu i-am luat ca să-i facem ortodox, și i-am luat ca să vadă că se poate. Unul dintre ei era un critic foarte acerb adresa ideii că Biserica Ortodoxă nu face nimic pentru tineri. Când a văzut adunarea de acolo, a zis că am fost mințit. Nu spun că a venit la Ortodoxie, că nu e frumos, că așa e, dar vreau să aveți convingerea că noi trebuie să le dovedim celorlalți. E un trebuie necesar sociologic existența unei comunități de tineri în România. Problema cea mai mare a fost că 4.000 de tineri întâlniți să le pe Dumnezeu n-au însemnat, însemnat nimic dinaintea presei. Ne-au salvat tot tinerii, nu? cu live-urile pe, live pe, pe Facebook, dar ne-au salvat până la urmă cordialitatea lor cu, cu, cu Părintele Patriarh și cu Biserica. A fost foarte frumos de la București și aceea că a avut liturghia aceea frumoasă în fața Catedralei de la București în construcție și asta dovedea odată în plus că deja construcția s-a încheiat. Copiii au plecat cu, cu, cu catedrala întreagă acasă și ca să-i oftice un pic pe cărtitori. Au fost zilele în care ei au intrat să vadă că ceea ce se întâmplă acolo nu este după cum taie capul pe unul sau pe altul din presă sau din media, ci pur și simplu este un adevăr al, al constituirii unui spațiu de sacralitate pentru România.